Istoria Bomasului Varianta după Bogdan Capitolul 1. Geneza Bomasului Bomasul, acest loc minunat, a fost creat cu multă muncă și eforturi de către oamenii care au locuit de mult în el. Acei strămoși au lăsat generațiilor tinere mai multe minune ale naturii. Câmpii roditoare, care erau îmbibate cu parfum florilor, pomi din care locuitorii Bomasului culegeau, recoltele cu multă înverșunare și alte mii și mii de lucruri au lăsat strămoșii în grija urmașilor lor. Ca și conducător în Bomas, era un rege, pe nume Jimmy. El deține controlul asupra acestui colț de rai, pe nume Bomas. Locotenenții lui Jimmy erau Mihai și Gabi. Acești doi erau cei mai de încredere oameni ai lui Jimmy. În Bomas, pe lângă oameni, existau și alte creaturi, cum ar fi Catacâinii. Șeful Catacâinilor era Samsung. El avea ca cotenenți pe Catacâinii șose, Adidas și Peticuț. Jimmy i-a permis lui Samsung să aibă o parte din regatul său. Acum, în Bomas, existau două teritorii, cel al lui Jimmy și cel al Catacâinilor. Dar, în Bomas, nu putea să fie numai pace și armonie pe vecie. După un timp, au apărut niște oameni răi din afara Bomasului, care voiau să-l cucerească. Aceștia se numeau Finiganii. Capitolul 2: Pregătiri de luptă. Jimmy, aflând de intenția Finiganilor de a cuceri Bomasul, a început să-și pregătească trupele pentru apărarea acestuia. Jimmy, ca să fie sigur de victorie, a recrutat și simpli țărani. Așa l-am cunoscut eu pe Jimmy. Mă numesc Bogdan. Am venit recent în Bomas ca să-mi de lucru. Eram ucenicul unui meșter fierar, iar într-o dimineață, când îl ajutam pe stăpânul meu să fac o armură, am văzut la ușa prăvăliei un călăreț. Stăpânul m-a trimis să văd ce dorește acel om. M-am dus la el și am zis, Bună, nobile călăreț, ce te aduce pe la noi? Bună ziua, ucenicule, zice el. Eu sunt regele Bomasului, mă numesc Jimmy. Mirându-mă, i-am zis, ce onoare pentru mine! Uite, zice el, am venit să te recrutez pentru armata mea. Ești de acord? Da, i-am zis eu entuziasmat. Bine, du-te la stăpână tău și spune-i că am să-i plătesc pentru că te-am luat și ia-ți hainele și hai la palat. Imediat, m-am dus repede să-i spun stăpânului că voi pleca, iar apoi m-am dus în camera mea să-mi strâng lucrurile. După un timp, eram în fața prăvăliei. Luând mi rămas bun de la stăpân, am plecat cu Jimmy la palat. Ajungând la palat, am fost dus în interiorul acestuia. Acolo mi s-a dat o armură și o armă, apoi am fost pus la tot felul de exerciții. Aceste exerciții au ținut până seara. În final, mi s-a zis să mă prezint în camera tronului la ora 9 pentru binecuvântarea regelui. Venind la 9, am plecat din camera mea și m-am îndreptat spre camera tronului acolo, am intrat în rândul care ținea de la tron până la ușa de la intrare. În timp ce stăteam în rând, am intrat în vormă cu un recrut. Îl chema Thomas. După un timp, ajungând la tron, am primit binecuvântarea regelui, apoi m-am îndreptat spre camera mea să dorm pentru că mă aștepta o zi grea. Capitolul 3. Ziua luptei cu finiganii A doua zi era ziua luptei cu finiganii. Jimmy a ordonat ca toți recruții să se alinieze în fața Bomasului. În timp ce mergeam să mă aliniez, m-am întâlnit cu Thomas. Salut, Thomas! Ești pregătit pentru luptă? Da, sigur! M-am înarmat cu tot ce e mai bun! În sfârșit, am ajuns în afara Bomasului. Acolo noi ne-am aliniat. După un timp, a sosit și regele Jimmy, care s-a așezat în fața tuturor. La orizont se vedeau trupele finiganilor. Jimmy i-a lăsat pe finigan să se apropie, și când era la 300 de metri, a poruncit arcașilor să tragă. Arcașii au doborât o parte din liniile finiganilor, dar tot mai erau mulți care veneau cu repeziciune. Jimmy a comandat atacul. Primul contact dintre trupele lui Jimmy și cele ale finiganilor a fost violent. Apoi a armat o încăierare, așa de mare încât nu avea loc să arunci un ac. Thomas a pornit la atac zicându-mi sunt destui pentru amândoi, fie ca cel mai bun să câștige. Eu m luat după el și am început să dau cu sabia în toate direcțiile. După un timp, am constatat că trupele noastre sunt în pierdere. Finiganii erau acum un număr mai mare, dar în acel moment s-a auzit cornul catacâinilor. Catacâinii din Bomas au venit și ei să-și apere pământurile. Catacâinii erau conduși de Samsung. El a zis lui Jimmy, am venit pentru a mulțumi lui Jimmy pentru că ne-a lăsat în Bomas. Hai la atac, Jimmy, hai! Apoi, cei doi conducători au pornit la atac. Acum, noi depășeam numerii pe finigani. Lupta a mai continuat un timp. Dar, când lupta era aproape pe sfârșit, un finigan a reușit să-l omoare pe Samsung. Când au văzut asta, catacâinii au lovit cu mai multă putere. Înainte de a muri, Samsung... L-a făcut pe șose succesorul său la tron Șosea a devenit regele catacâinilor. În sfârșit, după multă bătaie, sânge și răni, trupele lui Jimmy i-au învins pe finigani. Punând răniții pe cai, ne-am întors în Bomas. Acolo, poporul ne-a cu bucurie. Regele Jimmy a dat o petrecere în cinstea victoriei. Alchimistul Aladar i-a dat lui Jimmy o bâtă încărcată cu o energie pură, spunându-i Îți dau ție această bâtă, rege Jimmy din Bomas, pentru curajul dovedit în luptă. De multă vreme, finiganii ne-au creat probleme, dar acum, mulțumită ție, i-am învins. Fii binecuvântat! Pacea și armonia a revenit în Bomas. Capitolul 4 Revolta lui Gabi Gabi, locotenent al lui Jimmy, gelos pe puterea acestuia, s-a hotărât să preia controlul Bomasului. El și-a căutat aliați. Și s-a aliat chiar cu celălalt locotenent al lui Jimmy, Mihai. Și-au făcut și o armată mințindu-i pe oameni cu promisiuni de glorie și bani. Jimmy, aflând de planul lui Gabi, și-a stâns toate trupele care nu au fost convertite de Gabi și Mihai. Printre ele eram și eu și cu Thomas. Gabi și Mihai au fiecare câte o armată și câte un castel. În dimineața cele de-a doua zi, regele Jimmy a stâns toată armata lui și a pornit să atace refugii lui Mihai. Afară era norat, nu era nici cald, nici frig. Era o zi perfectă pentru luptă. După un timp, întâlnindu-mă cu Thomas ne-am pregătit pentru luptă. Ajungând în final, în fața refugiului lui Mihai, ne-am așezat toți informații. La comanda lui Jimmy am pornit atacul. Lupta a început, inamicii veneau din toate părțile. Stând aproape de locuri unde era multă lume, încercam să omor pe toți care meșeau în cale. După o luptă destul de lungă, am reușit să cucerim cetatea. Intrând în cetate, trupele lui Jimmy au ucis pe toți inamicii. Au dat și de camera lui Mihai, unde acesta stătea baricadat. Jimmy însuși a spart baricada, Mihai văzând că nu are cale de scăpare a sărit pe geam și a reușit să se retragă și să fugă la castelul lui Gabi. Jimmy dezamăgit că nu a putut să-l omoare pe Mihai și a stâns trupele și a pornit să atace cetatea lui Gabi. La o săptămână după asaltul refugiului lui Mihai, regele Jimmy m-a numit pe mine locotenent al lui în locul lui Mihai și al lui Gabi m-a pus să pregătesc trupele pentru că plecam să atacam refugiul lui Gabi. Eu m-am dus să răspund trupele. După o oră, toate trupele erau aliniate în fața cetății. Jimmy venind le-a trupelor să mărșăluiască spre refugiul lui Gabi. După un timp, am ajuns la refugiul lui Gabi. La comanda lui Jimmy și a mea, trupele au început asaltul. A urmat o luptă sângeroasă. Trupele lui Gabi erau la fel de puternice ca trupele lui Jimmy dar în final am reușit să intrăm în cetate. La intrare, trupele noastre au ucis orice inamic care mai era în viață. Îndreptându-se către camera lui Gabi, Jimmy alergând mai repede, a ajuns în camera lui Gabi mai repede decât mine. Eu i-am zis lui Thomas atunci, hai Thomas, mai repede, că vreau să-l omor pe Gabi. În camera lui Gabi se poate ascunde și Mihai, desigur, și mai bine, hai! Alergând cât de repede puteam, l-am ajuns pe Jimmy din urmă și am intrat împreună cu Thomas în camera lui Gabi. Acolo a început lupta. Mihai, apărând din spatele ușii, s-a năpustit asupra mea și scoțându-și sabia, m-a rănit grav. Am căzut la pământ inconștient. Atunci Thomas a reușit să-l imobilizeze pe Mihai, dar Mihai a reușit să-l arunce pe Thomas pe geam. Acesta, în contact cu solul, a leșinat. Jimmy, văzând că Mihai era obosit de la lupta cu Thomas, a reușit să-l dărâme și l-a înjunghiat în piept de mai multe ori. Mihai a murit la scurt timp. Gabi, profutind de ocazie, s-a strecurat în spatele lui Jimmy și l-a înjunghiat cu pumnalul. Jimmy, urlând, a căzut la pământ. Atunci au venit trupele lui Jimmy, văzându-l pe Jimmy și pe mine la pământ, l-au atacat pe Gabi. Gabi, cu ultimele puteri, a coborât pe zidul din afara fortăreței și a reușit să fugă. Eu, trezindu-mă din leșin, am văzut toate trupele strânse în jurul lui Jimmy acesta le-a povestit cele întâmplate. Jimmy era pe moarte, iar înainte să moară, m-a făcut pe mine succesorul la tronul Bomasului. Spunând aceste cuvinte, el a murit. Eu, amintindu-mi de Thomas, l-am căutat. Trupele mi-au zis că el este afară. Tocmai atunci s-a trezit și el din leșin și i-am povestit cele întâmplate. După câteva minute, îndurerați și furioși, ne-am întors în Bomas și apoi am fost încoronat rege al Bomasului. Eu l-am făcut pe Thomas locotenentul meu. Bâta lui Jimmy a devenit a mea și am jurat că o voi folosi ca să protejez bomasul. Capitolul 5. Șose și populația nomadă. După criza care a lovit oamenii din bomas și moartea lui Jimmy, acum cineva amenință catacrinii. Acesta se numește Onamil și este unul din liderii populației nomade. Onamil și-a construit 5 fortărețe pe lângă fortăreața principală, deci în total are 6. Eu, împreună cu trupele din Bomas, le oferim ajutorul în luptă. Regele șose, aflând de locația primei fortăreți, m-a anunțat și pe mine. Eu, spunând le trupelor să se alinieze în fața Bomasului, am mers să iau buta lui Jimmy de la alchimistul Aladar. În sfârșit, eram toți aliniați în fața Bomasului. Trupele așteptau comanda mea și a lui Shose. Noi am dat comandă și trupele au început să mărșăluiască spre prima fortăreață. Această primă fortăreață era condusă de locotenentului Onamil, pe nume Namir. Ajungând la fortăreață, asaltul a început. Trupele Trupele inamice trăgeau, dar și catacâinii mușcau în toate părțile, lăsând numai morți în jurul lor. Asaltul a ținut destul de puțin. După o luptă scurtă, șosele au omorât pe Namir, victoria era a noastră. După 5 zile de la cucererea primei fortăreți, am primit veste de la șose că vrea să atace și a doua fortăreață. Eu fiind de acord, mi-am pregătit trupele. Noi ne-am aliniat în fața bomașului și la comanda mea și a lui șose, trupele înaintau. Pe drum șose mi-a făcut cunoștință cu trei locotenenți ai săi. Ei se numeau Helman, Berus și Cașadâc. Șose a zis că îmi face ca acești catacâini pentru că i-am ajutat și în această luptă. După un timp, oprindu-mă în fața fortăreței, am dat năvala. Lupta a fost grea, dar în final am reușit să cucerim fortăreața. Ajungând în camera locotenentului, Shamur a mânuit sabia cu o precizie extraordinară, aproape a reușit să-i omoare pe Helma și Berus. Eu, cu o mișcare rapide, am reușit să-l omor pe Shamur. De data asta, după o lună, am primit veste coșose, vrea să cucerească și a treia fortăreață. El mi-a promis că îmi va da o mare sumă de bani dacă l-ajut în această lupte. Eu am acceptat. A doua zi, trupele erau pregătite și aliniate pentru a pleca. La comandă, trupele au început să înainteze spre a treia cetate. Ajunse acolo, trupele au luat cu asalt fortăreața. Acea luptă a fost de durată medie și la fel de grea. Dar, cu ajutorul inteligenței, au reușit să cucerim fortăreața. Ajungând în camera lui Geris, șeful fortăreței, lupta a în început. Peticuț, vrând să-l omoare pe Geris, a sărit pe el. Geris, ferindu-se, a tras cu arcul în peticuț. Acesta a căzut la pământ. Adidas, atacându-l pe Gerus, a reușit să-i smulgă inima. Gerus a murit, iar victoria era noastră. Se pare că regele șose nu s-a săturat de atacurile asupra fortărețelor lui Onamil, că după cinci luni de la lupta de la fortăreața 3, am primit veste cum că șose ar vrea să cucerească și a patra fortăreață. Cred că e cam mult pentru el, să de data aceasta mi-a promis un tribut și mai mare. Eu am acceptat. A doua zi, trupele catacâinilor și ale mele erau aliniate în fața bomasului. La comanda mea și alușose, trupele au început să mărșăluiască spre a patra fortăreață. Ajuns în fața fortăreței, noi am pornit asaltul. Acesta... Această luptă era și mai grea. Dar după mai multe răsturnări de situație, am reușit să cucerim fortăreața. Înaintând cu repuziciune, am ajuns în sala tronului la Semimirus, comandantul fortăreței. Semimirus l-a luat prin surprindere pe Adidas și a reușit să-l imobilizeze. Atunci, șase furios l-a omorât pe Semimirus. Victoria era a noastră din nou. Chiar că regele șose nu s-a săturat de lupte. Recent am primit vestea cum că el ar vrea să atace și a cincea fortăreață. El îmi cere ajutorul și accept și de data aceasta. A doua zi, trupele catacinilor și ale mele erau aliniate în fața bomasului. La comanda lui Șose și a mea, trupele au început să înainteze pe a cincea fortăreață. După un timp, asaltul a început. Această fortăreață era condusă de Sirindul. Lupta a fost foarte grea, dar în final am ieșit victorioși. Astăzi este ziua cea mare. Este asaltul fortăreței lui Onamil. Trupele mele s-au aliniat în fața Bomasului. După un timp au venit și trupele lui Șose. El mi-a prezentat pe noi lui locotenenți. Îi chemeau Necius și Brocius. Am pornit la atac. La comanda noastră, trupele au început asaltul. Lupta s-a dovedit foarte sângeroasă. În sfârșit, am reușit să cucerim cetatea. Șose a reușit să-l omoare pe Onamil. Acum s-a terminat cu el și cu fortărețele lui. După moartea lui Onamil, spiritele s-au mai calmat. Șose are patru copii: Socius, Garius, Hacius, Montanus. Aceștia au crescut și sunt niște catacâni foarte puternici. Ultimele trupe ale populației nomade s-au aliat și vor să se răzbune pentru tot ce le-am făcut. Ei au luat decizia să ne omoare să cucerească tot pomasul. Liderul lor era Vamiron. Eu, împreună cu trupele mele, o să apărăm bomasul. Șose mi-a dat trupe care compensă pentru că l-am ajutat. Mi-a trimis doi fii ai lui pe Garius și Hacius. Toți așteptam venirea populației nomade. În sfârșit, la orizont se vedeau steagurile inamice. La comanda mea, trupele au început lupta. Am constatat că acești oameni nu erau foarte evoluați tehnologic, dar totuși lupta nu a fost ușoară. Hacius a murit în luptă eroic. Vamiron, văzând că nu mai are trupe, a început să fugă ca nebunul. Eu, râzând, mi-am întins arcul și am tras o săgeată direct în cap. Vamiron a murit. Întorcându-mă acasă, i-am comunicat lui Șose că Hacius a murit. El a fost foarte supărat. Garius a cerut să se întoarcă în ținutul catacrinilor, iar eu am acceptat. Capitolul 6. Revolta spectralilor Alchimistul Aladar, fiind bătrân, și-a pierdut mințile. Într-o zi și s-a hotărât că trebuie să cucerească tot bomasul. Cu ajutorul puterilor lui și-a făcut o întreagă armată de spectrali. El ce-am mai făcut și o armă numită Soul Stealer, care avea puterea să omoare orice spectral. Dar, împotriva planului Aladar, ne-am opus eu, șose și restul poporului. Eu și șose ne-am pregătit fiecare, armatele, și urmăm să mergem în Empty Places of Aladar pentru a ne lupta cu acesta. După ce totul a fost pregătit de luptă, ne-am alineat cu toții în băcănia Oi. La comanda mea și șose, trupele au început să atace am constatat că armele noastre treceau prin spectralii lui Aladar. Cum am putut să fiu așa de prost? Zic eu, am mi că știam că spectralii nu pot fi uciși cu arme materiale. Ce e de făcut acum, zice Thomas. Lasă-mă să mă gândesc. Am găsit soluția. Uite, eu, tu, șoase și socius vom încerca să-i luăm arma lui Aladar pentru că apoi să o folosim puterea sa împotriva lui. Între timp, trupele noastre mureau în continuare. Eu, șose, Socius și Thomas am început să alergăm spre Aladar. Drumul nu era drept. Puteam noi să trecem oare printre atâția spectral și trupe? Thomas a fost prins într-o luptă și nu a mai putut să ne urmeze. Apoi am urmat eu, un spectral a sărit pe mine. Șose a căzut și el într-o astfel de bătălie. Numai Socius a reușit să ajungă la Aladar. Lundur, prin surprindere, a reușit să-i fure Soul Stealer-ul. Tocmai când a vrut să activeze puterea armei, Aladar l-a apucat de picior și a reușit să-l arunce pe Socius. Eu, reușind să ajung la ei, am luat sol stealer și am activat puterea. Atunci, toată armata lui Aladar a intrat în armă. Aladar, văzând că mi-am lăsat buta lui Jimmy jos, a reușit să o fure. Aladar a început să mă lovească cu buta, dar șose a venit și a reușit să-l omoare pe la spate. Victoria este a noastră. Eu au combinat buta lui Jimmy cu Soul stealer și am obținut Buta Stealer of Jimmy's Soul. Această armă avea puterea celor două arme la un loc. Capitolul 7. Revolta lui Thomas Se pare că după moartea lui Aladar, nimeni nu a mai îndrăznit să-l mai atace pe Lordul Bogdan. Dar cineva a îndrăznit. Îl chema Thomas. Era chiar locotenentul său. Lordul Bogdan și-a strâns o armată și a plecat la atac. Voia să-l omoare pe Thomas pentru trădarea sa. Thomas are și el o armată mai mică decât cea lui Bogdan, dar el avea o amulentă care avea puterea de a produce un câmp electromagnetic puternic atunci când își atinge adversarul. Lordul Bogdan, ajungând la poarta fortăreței lui Thomas, zice „Ah, aceasta este fortăreața fostului meu locotenent. O să-mi facă plăcere să-i rup capul. Punând asta, a poruncit trupelor să pornească asaltul. După un timp, pacea care era până acum se risipește, luând locul unui sunet asurzitor de arme rupte și scuturi sfărmate. Thomas, activându-și puterea amuletei, aruncă trupele lordului Bogdan 10 metri în spate. Lordul Bogdan invocă niște spectral pentru apărare. Thomas, văzând asta, aleargă până la el și lovește cu arma sa în piept. Lordul Bogdan zboară 10 metri și cade la pământ. El se ridică cu greu și lovește pe Thomas cu arma. Acesta se clatină puternic, dar nu cade. Atunci Thomas îl lovește pe Bogdan cu arma, dar el reușește să blocheze atacul. În acel moment se produce un fulger globular și se aude un sunet puternic. O lumină orbitoare se declanșează și acoperă totul. Apoi, încă un fulger și, apoi, încă un fulger se produce și aruncă cu o forță extraordinară. Pe Bogdan și pe Thomas pe spate. Aceștia au leșinat. Acest fulger merge și mai departe și omoară toate trupele de pe câmpul de luptă. Amuleta lui Thomas și arma lui Bogdan au fost distruse. O mulțime de oameni au murit atunci. În sfârșit, cei doi lideri se trezesc simultan. Thomas, în acel moment, începe să se contorsioneze. După un timp, el cade jos și apare un om deasupra. Salut, lor Bogdan, zice omul. Cine ești tu? Întreb eu. Eu mă numesc Buci și am venit să cucerez Bomasu. Vezi tu, Thomas nu te-a trădat, eu îl controlam și eu i-am spus să te atace. Eu i-am dat și amuleta. Buci a dispărut, iar apoi Thomas a scos un cuțit de la bru și l-a înfipt în piept. Lordul Bogdan a reușit să-l salveze pe Thomas de la moarte cu ajutorul vraciului din Bomas pe nume Cătălina. După o săptămână, Thomas și-a recuperat conștiința și au jurat că îl vor găsi pe Buci și îl vor omorâ pentru tot ce s-a întâmplat. Capitolul 8. Buci. După trei ani de căutări, spionii mei și alușose au reușit să găsească ascunzătoria lui Buci. Acum, acum sigur acel magician o să plătească cu viața. Dis de dimineață, trupele mele și alușose se aflau în fața ascunzătorii. La comanda noastră, trupele au început un atac în forță. Trupele aliate făceau pagube mari în rândul trupele lui Buci. În sfârșit am reușit să ne croim drum printre trupele inamice. Am ajuns în ascunzătoare și l-am zărit pe Buci. A, salutare, răi prăști, ați venit să vă răzbunați. Fie ca acestea să fie ultimele tale cuvinte, Buci. Mori, du-te în iadul din care ai venit, zice șose. Din păcate pentru voi, eu chiar am venit din iad. Eu sunt Buci, demonul. Atunci Buci începe să se contorseneze și strigând din pielea lui ieșeau niște coarne craniul li se deforma, creștea în înălțime, a devenit mai puternic. Pielea îi era roșie cenușie, avea două coarne ca de taur în cap. Era chiar un demon din iad. Ah, în sfârșit mi-am luat forma mea adevărată, zice Buci cu o voce diabolică. Nu ne putem lupta de unii singuri cu acești demon. Să ne întoarcem la trupe. Noi, fugind, ne-am întors la trupe. Am cerut realinierea și am pornit atacul asupra lui Bucii. Acel demon lovea trupele noastre și le nimicea cu o forță extraordinară. El făcea apoi un cerc de foc care a pornit din el și se mărea pe măsură ce se depărta de acesta. Acel cerc de foc a făcut pagume foarte mari, nimeni nu putea să îi se opună. Dar șosea a văzut în capul lui Bucii un cristal de culoare roșie. se crede că acel cristal este sursa puterilor demonului. Șosea s-a urcat pe spatele lui Bucii și, apucând cristalul, a început să-l tragă reușind să o scoată din capul lui Buci. Atunci, Buci a strigat și spiritul său a ieșit din corp și a intrat în cristal. Și crede că în cristal este sufletul lui Buci și cu, și, și cu puterile sale. Acesta, devenind lacom și dorindu-și puterea, își pune cristalul în cap. Atunci, spiritul lui Buci a intrat în corpul Șose. Șose, cu ultimele puteri, reușește să împotrivească demonului timp în care eu reușesc să scot cristalul din capul lui. Catacuinle a spus că poate controla sufletul lui Bucic ca să-l posede și îmi fură cristalul din mână. Eu mă opun și atunci o să mă atacă. Eu îl lovesc cu piciorul în piept, el mă aruncă pe spate. Reușesc să-i pun piedică și el cade peste mine și mi infige cristalul în cap din greșeală. Eu crezând că a făcut-o intenționat, scot cuțitul de la bru și tai gâtul și o să se moare. Până realizez că sufletul lui Bucci intră în mine, trupele rămase în viață vin și se uită speriate la corpul lui Bucci, la corpul lui șose și la cristalul din capul meu. Eu simțim cum Buci preia controlul încet, încet, ales pe tupe ca să le spun cele întâmplate. Buci apoi face o vrajă și mă teleportează departe de Bomas. Cu ultimile puteri reușesc să-mi scot cristalul din cap și după copiat reușesc să spar cristalul. Bucci astfel este eliberat, dar pentru că nu are o formă materială, acesta dispare în iad de unde a venit. Obosit, îmi încep drumul ușor-ușor înapoi către Bomas. Capitolul 9. Lordul Întunecat Bogdan După o perioadă de pace în Bomas, un nou rău avea să apară. Cât timp Bogdan a fost posedat de buci. acesta a reușit să-și lase voința și intențiile malefice în sufletul lui Bogdan. Acesta cu timpul a devenit tot mai corupt până într-o zi când s-a hotărât să cucerească tot Bomasul doar pentru el. Pentru a cuceri Bomasu, acesta, utilizând cărțile de alchimie vechi ale lui Aladar și cunoștințele sale ezoterice, a reușit să creeze un con de brad. Acest con avea puterea să-l protejeze pe Bogdan de orice fel de atac fizic asupra lui. Mai mult, când își folosea sabia, conul de brad producea o undă de energie care împinge până la un batalion de inamici. Dacă moare conul de brad, poate să-l readucă la viață. Spiritul lui Bogdan moare numai dacă conul de brad este distrus trupele lordului întunecat Bogdan înaintau spre fortăreața catacrinilor. După o vreme a început atacul. Trupele catacrinilor au fost distruse. Nu a mai rămas în viață niciun catacâine în Bomas. Totul era acum ca pe vremea lui Jimmy, când în Bomas existau doar oameni. Thomas a aflat despre atacul asupra catachinilor și a jurat că va proteja Bomasul și îl va ucide pe Bogdan pentru binele suprem și pace. Thomas Thomas își strânge toate trupele rămase lui ale bomasului și pornește un asalt asupra lui Bogdan. Oamenii lui Bogdan erau obosiți și slăbiți de la lupta grea cu catachini. Thomas a reușit să învingă trupele lui Bogdan, dar Thomas nu avea nicio șansă împotriva conului de brat. Bogdan făcea ravagii printre trupele lui Thomas, tocmai când Bogdan era pe punctul de a-l omorâ pe Thomas, de nicăieri apare Gabi, care cu ajutorul unui arc magic reușește să-i înfigă o săgeată în pieblul Bogdan. Thomas, uimit și profitând că Bogdan era slăbit, a reușit să-i conul de brad de la gât și să-l omoare. Gabi voia să fure puterea conului de brad doar pentru el și astfel îl atacă pe Thomas. Urmează o luptă grea. Gabi reușește să-l rănească grav pe Thomas, dar când era pe punctul de a-l omorâ, în spatele lui apare Bogdan, care nu a murit pentru că conul de brat l-a readus la viață. Bogdan își trece sabia prin inima lui Gabi și acesta cade la pământ, dar cu ultimile puteri, acesta deschide un portal și îl trimite pe Bogdan în dimensiunea demonilor. Gabi moare la scurt timp. Thomas acum este liderul Bomasului și urmează o perioadă de pace. Dimensiunea demonilor. Acest loc de groază și moarte este locul prin care demonii din iad se pot manifesta în bomas. Doar că în jurul acestui loc este o barieră energetică care protejează pe locuitorii bomasului de demoni. Dar, în rare cazuri, această barieră poate fi penetrată de demoni cu putere mare, cum a fost cazul lui Buci. Bogdan a reușit să supraviețuiască în această dimensiune, de vedin din ce în ce mai puternic și utilizând puterile conului de brad la maxim dar însă Bogdan, chiar și cu puterea colonii de brad, nu a putut să străpungă bariera și să creeze un portal către Pomas. Într-o zi, Bogdan găsește o peșteră ascunsă adânc în dimensiunea demonilor. În această peșteră au trăit primii demoni. Pe pereții peșterii se puteau vedea inscripții antice care arătau geneza acestui loc. Se pare că în vremuri antice, dimensiunea demonilor era un sat de oameni foarte evoluați tehnologic. Acești oameni au devenit lacomi și răi, și astfel Dumnezeu i-a pedepsit și a aruncat un meteorit de cretă uriaș peste satul lor. Aceștia, folosind tehnologie avansate, au reușit să renunțe la forma lor fizică și să existe doar sub formă de energie pură. Satul lor însă a fost distrus complet. Cu timpul, acești oameni s-au fuzionat și au creat această dimensiune unde voiau să fie liberi departe de privirea lui Dumnezeu. Oamenii au devenit din ce în ce mai răi și nu au mai reușit să-și păstreze forma de energie pură. Astfel, ei s-au materializat în demoni. Demonii, cu timpul, au vrut să-și extindă dimensiunea, dar, aladar cu ajutorul Dumnezeu, a reușit să creeze o barieră în jurul dimensiunii. Bogdan a aflat aceste lucruri și a găsit în peșteră niște manuscrise antice. Folosind aceste manuscrise, el reușește să canalizeze puterea sufletelor din dimensiunea demonilor și absorbind toți demonii în conul de brad, Reușește să creeze un portal către Bomas, dar conul de brad a devenit instabil și nu putea să țină sub control atâta energie. Bom Bogdan a trecut prin portal, intrând în Bomas, lăsând conul de brad în dimensiunea demonilor. Acesta a explodat și a distrus toată dimensiunea demonilor. Bogdan, Bogdan a pierdut puterea conului de brad, dar a revenit în Bomas. Capitolul 11 oracolul din Bomas. Bomas. Bogdan, slăbit și fără puteri, s-a gândit să se ducă la oracolul din Bomas pentru a-i arăta viitorul și cum poate să fie stăpânul Bomasului din nou. Cătălina este protectoarea peșterii oracolului și nu a lăsat pe Bogdan să intre, simțind intențiile sale malefice. Bogdan, deși slăbit, a reușit să o pe Cătălina și să intre în peșteră. Oracolul, văzând viitorul, știa că Bogdan o să omoare pe Cătălina și că va reuși să intre, așa că i-a zis lordului Thomas acest lucru. Cătălina nu a fost decât un sacrificiu care să câștige timp pentru Thomas ca să vină să-l omoare pe Bogdan. Astfel, lupta dintre cei doi a început. Niciunul nu se lăsa. Luptau cu o înverșunare nemai întâlnită. Oracolul, scanând viitorul, a observat că lupta dintre Bogdan și Thomas nu era benefică pentru bomas. și ea implorat să înceteze și să alieze din nou, ca în vremurile de demult. Oracorul și-a dat viața pentru ca să activeze o vrajă de purificare, prin care esența negativă a Lubucii a fost extrasă din sufletul lui Bogdan și distrusă. Astfel, Bogdan și-a revenit la normal. Thomas și Bogdan au redevenit prieteni și au condus Bomasul către o eră de pace și prosperitate. Capitolul 12 Criza Bomasului În viitor, Bomasul a intrat într-o criză de foame. Totul este în haos. Oamenii au început să se mănânce între ei. Casele ardeau, morții erau împrăștiați pe stradă, totul era distrus, iar Esomir, actualul lider din Bomas, flămând, s-a închis în palatul său și se uita de la fereastra sa la teroarea de jos. După un timp, oamenii erau din ce în ce mai puțini. Casele au fost distruse complet. Totul, totul era în ruină. După câteva decenii, toți oamenii din Bomas au murit, inclusiv Esomir, și odată cu el toată dinastia din Bomas. Bomasul era un deșert. După un timp, a căzut din cer un meteorit gigant. Acesta a distrus tot ceea ce a mai rămas din ce au creat oamenii. După ce fumul de la meteorit care acoperea tot cerul Bomasului s-a risipit, totul era ca la geneza Bomasului. Apoi au reapărut animalele și plantele. După mii de ani, Bomasul era locuit iar de oameni. Construcții noi au fost ridicate și totul a revenit la normal. Dar oamenii care locuiesc acum în Bomas nu știu de oamenii care au locuit înainte. Istoria Bomasului nu a fost decât o eră. Cea dinainte e o altă eră, iar cea de acum este alta. Capitolul 13 Fragmente de timp În Bomas erau următoarele specii de oameni care se luptau pentru supremație totală. Casa regală din Bomas, Formată din descendenții lui Esomir, rocării, susținătorii demonilor și a forțelor oculte, cocalarii, o, o subspecie a anticilor finigani, emo, care erau magicienții mistici, și the Black Ones, o subspecie a populației nomade. Descendenții lui Esomir dețineau bomba nucleară, rocării aveau călătoria în timp, cocalarii aveau doar superioritatea numerică și puterea mulțimilor. Emo dețineau călătoria în universuri paralele, iar The Black Ones aveau tehnologia găurilor negre. Cocalarii au fost primii care au căzut nefiind o civilizație avansată tehnologic. Apoi Emo s-au luptat cu The Black Ones. Într-un final, The Black Ones au învins, dar întreg bomasul a fost teleportat într-un univers paralel. Odată ajungi în acest nou univers, am observat că bomasul era aproape să intre într-o gaură neagră, dar The Black Ones, văzând asta, au făcut ei o gaură neagră ca să contracareze gaura ce amenința Bomasul. Descendenții lui Esomir, profitând de ocazie că The Black Ones erau slăbiți, au lansat 5 bombe nucleare din cele 10 pentru a-i distruge. The Black Ones au murit. Astfel, ultimile două specii încep să se bată pentru supremația absolută. Luptele erau foarte sângeroase. Până la urmă, a fost propusă o alianță între descendenții lui Esomir și Roacări astfel s-au făcut schimb de tehnologii între cele două popoare. Dar cele două rase nu erau singure în univers. Într-o zi din ceruri au coborât mii de nave extraterestre care voiau să atace Bomasul. Aceștia au reușit să se cucerească acest nou univers și astfel văzându-ne ne-au crezut niște morți vii, dar imediat și-au dat seama cine eram de fapt. Lupta are început din nou. Descendenții lui Esomir au lansat ultimele 5 bombe nucleare, dar nu au făcut prea mari stricăciuni, apoi rocări cu puterea lor de a manipula timpul, au reușit să învingă trupele și navele finiganilor. Dar în acel moment, din nava mama finiganilor, a coborât Gabi, The Great Finigan Lord, care prin puterea lui a creat o gaură neagră care a distrus tot bomasul. Dar roacării cu ultimele puteri au teleportat bomasul înapoi în timp, în timpul când de-abia începe să se scrie istoria bomasului. Astfel, ne aflăm la începutul luptei cu Finiganie și Jimmy. Acest fapt, cel puțin, rămânea ca și în universul principal și noul Bomas a ajutat vechiul Bomas cu tehnologii noi să învingă. Pentru că știau ce se va întâmpla, descendenții lui Esomir au cucerit Bomasul. Dar, cu Jimmy, acum ca și conducător absolut și de drept al Bomasului și astfel Lordul Bogdan împreună cu Lordul Thomas s-au reîntors în Universul lor principal cu noile tehnologii au avut timp să le dezvolte, au distrus pe rockeri, emo, cocalari și The Black Ones. Au utilizat tehnologia antimateriei. Această tehnologie a fost fuzionată cu arma lui Jimmy și astfel a fost creată The Mace Stealer of Jimmy's Soul, The Antimatter Weapon. Astfel, pentru ca să nu mai apară în amici din viitor sau din alte universe paralele, Bogdan și cu Thomas au activat această putere, și toate celelalte universuri au fost distruse împreună cu toți inamicii Bomasului din acest univers. Totul a fost transformat în praf de stele.